Au devenit bunici Maria și Traian Băsescu și împart sarcinile de familie. Prima doamnă plimbă nepoțica, iar șeful statului face aprovizionarea. Pe lista de cumpărături a avut astăzi alimente pentru micul dejun. Traian Băsescu și-a în serios rolul de bunic. Când nu stă cu nepoțica, face cumpărăturile pentru familie. Ce faceți? Mici cumpărături. E împărțire de activitate, nu e... A rămas soția să plimbe nepoțica... Și eu am plecat la cumpărături. Asta, deși nu e campanie electorală, dar șeful statului nu ratează nicio ocazie să arunce săgeți către guvern. Prețurile nu au fost pe placul lui, deși TVA-ul la produsele de panificație a fost redus. Uite, pâinea nu s-a ieftinit. Păi, citește și tu. 2,50 lei, aceeași pâine, același preț. Și înainte și acum. A fost însă bucuros că într-un supermarket a găsit și produse românești. Ce-ați cumpărat? Păi, pentru mic dejun, lactate, pâine, fructe. Românești? Cât s-a putut, românești. Important e că am găsit și mere românești, ceea ce e mare lucru. Ieșirile la cumpărături sunt pentru Traian Băsescu și un test de popularitate. Superman de